Bună seara tuturor, bine ați venit. Haideți să evaluăm săptămâna care a trecut și să vorbim despre săptămâna care va urma. În privința pandemiei, pot să vă spun că situația în județul Harghita are o tendință bună, deci scade numărul infectărilor. În ultimele 24 de ore au fost infectați, confirmați pozitiv 46 de oameni, dar s-au vindecat deja 71 și au decedat, din păcate, 3. Momentan, la Spitalul din Miercurea Ciuc sunt internați 63 de oameni, la Odorheiu Secuiesc 116 și la Gheorgheni 20. Deci, numărul internărilor a scăzut. Total, cazurilor pe nivelul județului Harghita de la începerea pandemiei, deci numărul este 4.339. Din păcate, numărul deceselor a crescut, este 167 deja. Momentan, astăzi sunt 531 de oameni în izolare la domiciliu, așadar sunt pozitiv, dar fără probleme. Și vestea cea mai bună este că deja am ajuns la 2,0 4. Deci 2. Suntem la 2%, deci județul Harghita merge spre jos, dar asta depinde de noi, dacă putem să ținem acest trend, dacă ținem cont de reglementări și de distanțare, de folosirea măștii și evitarea aglomerărilor. Vestea bună, deci localități pentru care au crescut numărul infectărilor și au fost puși într-o altă scenariu este Secuieni, unde de la verde se trece comuna în galben și a devenit roșu Avrămești, Bilbor, Lăzarea, Mihăileni, Porumbeni, deci aceste localități care trec la roșu. Dar vestea bună este că Băile Tușnad, Căpâlnița, Ciceu, Corund, Dâjiu, Joseni, Mărtiniș, Tușnațat și Vlăhița de la galben trec la verde și Corbu, Dănești, Dealul, Păulenciuc, Racu, de la roșu au mers spre verde deja, deci sub 1,5 și Frumoasa, Găleuțaș, Oclandă, Vârșac, Zetea, de la roșu la galben. Deci sunt vești bune. Pentru pedagogi, părinți, elevi, Centrul Județean pentru Resurse Educaționale a pus la dispoziție și un număr de telefon 0266317048, unde psihologii instituțiilor sunt la disponibili și să vă ajută la problemele care s-ar putea ivi la învățământul online, deci puteți folosi acest număr de telefon. În privința țărilor cu risc ridicat, a fost scos ieri cu hotărârea 55 Spania și Olanda. Deci două țări de unde, dacă veniți sau aveți cunoștință care vine, nu trebuie să intre la carantină. Așadar, asta este o veste bună. Și în privința carantinei pot să vă spun că săptămâna asta am fost la Serviciul Județean de Ambulanță și am discutat cu domnul director și nu susține domnul director că știți că în ziua 8-a, când sunteți carantinat, dacă veniți dintr-o țară cu risc ridicat, în ziua 8-a puteți să faceți un test PCR și dacă aia este negativ, în 10-a zile puteți să ieșiți din carantină. Nu trebuie să așteptați 14 zile. Dar domnul director spune că să nu sunați la 112, că au foarte mult de lucru, așadar trebuie să cereți aprobare de la DSP și să mergeți individual pentru a face acest test. Am primit și niște informări din partea transportatorilor că foarte mulți oameni
nu declară adevărul când intră în România. Deci foarte mulți care vin din Ungaria au declarat că vin din Germania și evită carantinarea, care nu este un lucru bun și trebuie să știți că sunt amenzi usturătoare și chiar nu este corect pentru ceilalți din vecinătăți sau din localitate. Așadar, aici vă rugăm, dacă se poate, să fim cât mai cinstiți. În privința învățământului online, am văzut că la Iași deja este o decizie de tribunal prin care obligarea școlilor de a ține cursuri numai online a fost anulată, decizia Comitetului Județean. Să vedem ce se va întâmpla în județul Arghita, dar oricum trebuie să știți că pe parcursul săptămânii primarii și Consiliul Județean noi am făcut o petiție pentru Ministerul Educației, prin care solicităm finalizarea acestui învățământ online. Deci ați văzut că deja suntem verde, deci suntem la 2, mai puțin și suntem județ verde. Atunci de ce trebuie să chinuim copiii? Și trebuie să știți că cea mai mare problemă este că n-am fost pregătiți, n-au fost pregătiți profesorii, educatorii și chiar cei care o să aibă de suferit sunt acei copii care sunt într-o situație mai precară, cu statut social mai nu atât de bine dispus, și acești copii chiar că o să rămână la marginea societății dacă nu primesc o educație coerentă, dacă n-au posibilitatea din partea părinților să-și primească ajutor. Învățământul online nu va ajuta pe acești copii și eu cred că aici trebuie să se fie schimbat situația, pentru că am văzut că suntem singura țară care face așa. În rest, nu. Învățământul funcționează. Am auzit că se va face și grădinița online. Nu știu cum va fi grădinița online, dar să vedem. Ok. Tot în privința pandemiei, pot să vă spun că săptămâna asta am reușit să montăm un nou corp de spital modular pe curtea Spitalului Județean, 10 paturi pentru bărbați, 10 paturi pentru femei. În așa fel dorim să punem în siguranță activitatea Spitalului Județean, așadar cei care sunt simptomatici, dar încă n-au testul, aici vor fi așezați și după testare, când este rezultat, dacă testul este negativ, intră în spital, la secția respectivă, cardiologie sau ortopedie sau alte secții, neurologie sau unde doresc să se fie internați. Dacă testul este pozitiv, atunci de acolo sunt duși la Șumuleu sau la Odorhei. Deci asta este o realizare foarte mare. Și eu mă bucur că am reușit și acest lucru și felicit personalul spitalului pentru că iarăși am reușit să facem un pas mare. În cursul săptămânii am încercat să, prin donații, să ajutăm spitalele, medicii de familie, bisericile. Deci am procurat și am, prin donație, și am dat măști foarte multe, dar despre asta săptămâna viitoare o să vorbim. Pe parcursul săptămânii, iarăși am vorbit de mai multe ori cu colegul meu de din județul Neamț, Ionel Arsene, președintele CJ, dacă putem ajuta, ce se întâmplă, ce se face. Mi-a zis că situația este sub control. Acum se amenajează secția ATI la etajul 2 și no, încearcă să țină în funcțiune Spitalul Județean Neamț. Ok. Ieri a fost aici domnul ministru Adrian Oros, a vizitat județul, ne onorează această vizită și chiar a fost ok că domnul ministru n-a venit numai la Miercurea Ciuc și o cafea și fotografii și conferințe de presă și înapoi la București, ci a fost la foarte multe locații.
A fost și la Ciuc, și la Gheorghe, și în zona Toplița Vie Bor, zona Odorhei. Astăzi dimineață la ora 3 am reușit să vin acasă, deci atât de mult s-a ținut întrevederea. Peste tot și mulțumesc colegilor, consilieri județeni din PNL care au fost împreună cu noi și am reușit să oferim o viziune sau am reușit să prezentăm județul Harghita. Mulțumesc domnului prefect și domnului deputat Șebeșcin Ciobă, care era organizatorul acestei întâlniri. Ca și rezultat pot să vă spun ce așteptări avem din partea domnului ministru, din partea ministerului. Este aceea ca fermierii, tinerii fermieri din județul Harghita și la județele cu zone montane să-și primească un ajutor adevărat, pentru că nu se poate compara situația din zone montane cu cea de șes, unde sunt parcele mari și totul este, se poate fi lucrat foarte cu ușurință. Aici noi, pe dealuri de 45 de grade sau 20 de grade, alte cheltuieli, alte tehnică, alte resurse sunt necesare. Un alt lucru pe care am solicitat din partea domnului ministru este problematica ușilor și solicităm în continuare să fie guvernul mai atent și mai proactiv, pentru că ce a făcut până acum acest guvern în privința ușilor este sub critică și nici, deci nu onorează activitatea guvernului ce s-a întâmplat în privința ușilor. O altă chestiune este cel vizat de tineri, de învățământul profesional agricol și chiar am premiat împreună pe tinerii agricultori, copiii care au participat la programul nostru și noi am susținut și am propus domnului ministru ca acest program ar putea să fie adăugit pe nivel național, pentru că tineretul trebuie să fie adus mai aproape de pământ, de legume, de fructe și chiar dacă ei cu mânuța lor lucrează și au alimente proaspete și 100% sănătoasă, eu cred că putem să schimbăm și direcția consumației, direcția chiar și viziunea asupra locurilor de muncă pentru acești copii. Deci au fost câteva lucruri pe care am discutat, să sperăm că vom avea răspuns, vom avea niște măsuri pe care vor fi luați. Am reorganizat Consiliul Județean Harghita, cum am spus și data trecută. Acum, deja cu colegii, am intrat cu noua schimbare și toate demersurile vizează eficientizarea activității Consiliului Județean. Joi dimineața am fost la Borsec și după 5 ani, după 5 ani, atât a luat ca să găsim soluția legală prin care să putem ajuta la finalizarea centrului Balneo și Wellness de la Borsec și am semnat contractul de asociere prin care Consiliul Județean devine proprietar cu 5,74%. Asta valorează cam o jumătate de milion de euro și cu această sumă se va putea finaliza investiția de la Borsec, care va ajuta tot zona nordică. Deci cu drumul de la Bilbor spre Vatra Dornei, eu cred că vor veni foarte mulți turiști din Bucovina, spre Neamț, prin Tulgeș, iarăși vor veni foarte mulți oameni și prin Toplița, spre Târgu Mureș sau spre Gheorghe, iarăși vor veni foarte mulți. Așadar, va da un impuls turismului din zona nordică a județului. Da. Este în prelucrare momentan strategia culturală a județului. Eu vă rog foarte frumos, chiar că activitățile culturale și strategiile care vizează viața culturală este, nu, sunt foarte puține ONG-uri care țin legătura cu noi din zona nordică a județului. Eu vă îndemn pe toți. Haideți să facem eforturi ca și solicitările, viziunile, propunerile din
din partea românească a județului, a vieții culturale românești să fie inclus în strategia județeană. Dar pentru asta ne trebuie susținerea și ajutorul dumneavoastră, deci veți găsi pe site-ul CJ-ului link-ul prin care online se poate întocmi acest chestionar pentru strategia culturală și vă rog să ne ajutați. Și totodată este și un alt chestionar care vizează producția bio, susținerea producției bio, pe care chiar ieri cu domnul ministru discutând am căzut de acord că județul Arghita are un mare potențial în această privință și eu cred că trebuie să aducem pentru acest lucru fonduri europene. Astăzi am avut târgul lunar după 8 luni la Piața Libertății aici la Miercurea Ciuc, unde 50 de producători locali și 20 de artizani au prezentat mărfurile, produsele și a fost ok că deja din nou s-a putut organiza această piață, expoziție cu vânzare, prin care producătorii locali acum primesc un avânt, o susținere. Am fost la Vârșac pe parcursul săptămânii și am fost la prima pârtie de schi unde va fi cu telescaun dotat și eu vă îndemn, dacă va fi zăpadă, să mergeți la Vârșac pentru schi, că veți simți ca în Austria sau în alte țări. Da? Și în privința dezăpăzirii pot să vă spun că deja este funcțional pe site-ul CJ. Este acolo dispecerat un număr de telefon, deci înainte să mergeți undeva, că ați văzut că astăzi și astăzi a nins în județul Arghita în mai multe părți și puteți vedea prin sistemul acolo afișat de GPS mașinile de dezăpăzire unde circulă, la ce ore au fost. Deci puteți avea un reper în privința drumului pe care doriți să parcurgeți, deci drumul județene. Și vă rog să folosiți acest lucru. Și da, vin alegerile, 6 decembrie, eu vă susțin sau vă îndemn să mergem la vot. Sunt foarte mulți oameni care spun că dacă școala este închis, nu mergem la vot, dar să știți că și fără voturile din județul Harghita, indiferent de unde ați pune ștampila, va fi un guvern, va fi un parlament, dar s-ar putea ca deciziile să fie mai la depărtare de noi. Așadar, vă îndemn să veniți la vot și da, vă îndemn, haideți să votați UDMR. Ok? Și în privința săptămâna viitoare pot să vă spun că marți o să fiu în zona Odorhei, joi zona Gheorghen Toplița, sper să ne revedem și în privința programului Lapte Corn încercăm să finalizăm propunerea noastră, chiar și despre acest lucru am discutat ieri cu domnul ministru, că am avut timp. Și se pare că vor lua de seamă propunerea pe care noi am transmis, pentru că noi credem că acest program Lapte și Corn, dacă este finanțare, este un drept al elevilor, trebuie să se fie implementat și trebuie să găsim soluții ca nici școala să nu fie blocat la distribuire, dar nici producătorii să nu rămână cu produsele în magazie și cei mai importanți, copiii să primească. Deci aici va fi, eu sper să fie luate decizii corecte la nivelul guvernului. Încă se mai poate depune candidaturi pentru debutanți la CJ. Avem mai multe posturi scoase la concurs, posturi pentru tineri începători. Așteptăm pe tineri, susținem pe tineri și încă până la 30 noiembrie se poate depune candidaturi
pentru premiul Heureka, pentru acei mici inventatori, acei tineri care au realizat ceva foarte interesant și ar merita să fie pus în, pe tapet. Așadar, vă rog să până 30 noiembrie la info@județuhabita.ro să ne transmiteți candidaturi. Cam atât am dorit să vă spun pentru săptămâna aceasta și pentru săptămâna care urmează. Mulțumesc că m-ați urmărit și vă rog, prin mesaje, să-mi scrieți opinii, propuneri, chiar și critici. Deci eu nu sunt un politician care spune că știe tot de aici și totul poate să fie rezolvat numai de către mine. Nu. Eu cred că împreună trebuie să lucrăm și eu sunt deschis la toate părerile, la toate ideile și haideți să lucrăm pentru județul Harghita împreună. La revedere!